vreau să fac o, câteva precizări. În primul rând, uh, despre ședința Comisiei uh, Buget uh, Finanțe, uh, ea trebuia să aibă loc la orele 18, așa a fost anunțat. Uh, membra acestei comisii, la Macar, de la Platforma Demnitate și Adevăr, uh, a stat acolo până, -a, uh, până a început ședința la 8 și ceva, și ea l-a anunțat și pe Radu Marian și pe alții. Mulțumesc deci așa a fost. Asta deci, nu, da, e foarte bine să știm, ca să nu, pentru că văd că apar în spațiul public fel de fel de informații. Deci așa a fost. Noi am fost acolo, în permanență, au fost oamenii noștri. Și asta e prima precizare. A doua precizare. De noastră știați că vor fi dezbătute bugetele în seara ce? Că nu, nu știa nimeni despre asta, pentru că uh, s-au votat uh, pe ordine de zi deci, o, o serie de legi toxice, proiecte toxice, și noi am, am, am de ce să nu participăm la așa ceva. Uh, și, uh, știind că a doua zi vor fi discutate, adică astăzi trebuie să fie discutate cele trei, trei bugete.